în ce fel noi, fiecare dintre noi, putem să ne schimbăm pe noi înșine pentru a cere apoi societății să se schimbe, pentru a cere leadership-ului nostru să se schimbe, să fie mai onest, să fie mai direct atunci când are ceva de spus și să fie cu bun simț. Deci cred că schimbarea astăzi începe în primul rând cu noi înșine. Cu noi înșine, fiecare în parte, și apoi noi asumându-ne această schimbare în noi înșine, această schimbare în bine, această schimbare în a accepta ideea că se poate și altfel și că noi românii suntem cel puțin la fel de buni ca și ceilalți, că nu avem de ce să avem niciun complex față de alții. Această schimbare de atitudine cu siguranță se va traduce și într-o schimbare în societatea noastră.